seara, vă găsesc la știri. Scandal în Consiliul Județean. Consilierii UDMR au părăsit ședința în semn de protest față de modul în care a fost amplasată plăcuța cu citatul lui Nicolae Iorga în fața statuii lui Matei Corvin. Solicităm prin protestul nostru, care se va reflecta prin retragerea noastră din ședința ordinară de astăzi, restabilirea legalității în centrul simbolic al Clujului prin îndepărtarea plăcuței neautorizate. Președintele Consiliului Județean Alin Tișa a decis reluarea ședinței. Printre cei care au părăsit astăzi ședința s-a numărat și vicepreședintele Consiliului Județean, Fekete Emeke. Aceasta a amenințat că în măsura în care protocolul local dintre PDL și UDMR nu va fi respectat, alianța se poate rupe. Coaliția s-a încheiat în vederea realizării unei obiective comune. Dacă aceste obiective comune, dacă nu putem să comunicăm, atunci desigur că se va pune în discuție și acest aspect. Cei mai indignați de gestul UDMR au fost consilierii PSD. Să mai vină la ședințe când îi chema eu sau când îi chemăm noi. Că le demonstrăm că și românii pot să-și conducă activitatea și să voteze în interesul românilor. UDMR Cluj are 5 consilieri județeni, între care și un vicepreședinte, formând majoritatea alături de PDL. Controversele legate de plăcuța amplasată de primărie în fața statuii Matei Corvin continuă. Astăzi s-a ajuns la faza de consilii. Grupul de consilieri județeni ai UDMR a plecat din ședință în semn de protest, iar viceprimarul Laszlo Otilu anunță că la fel vor proceda și consilierii locali la viitoarea ședință. Presiunile la adresa primăriei Cluj-Napoca pentru înlăturarea plăcuței cu citatul marelui istoric Nicolae Iorga de pe statuia din Piața Unirii continuă și la nivel local. Viceprimarul Laszlo Otilu consideră că gestul consilierilor județeni ai UDMR este normal, pentru că în planurile avizate la nivel național era prevăzută o singură plăcuță, care nu conținea citatul lui Iorga. Poziționarea, respectiv montarea plăcuței din bronz privind istoricul grupului statuar cu inscripția statuia ecvestră a regelui Matea, opera sculptorului Ford Lucianos, inaugurată în 1912, să fie repoziționată conform proiectului avizat original, adică median. Viceprimarul susține că dacă plăcuța nu va fi înlăturată și consilierii locale ai UDMR vor boicota ședințele. În schimb, primarul Sorin Apostu reafirmă că inscripția rămâne pe loc ca semn al multiculturalității. Eu cred că este o situație care trebuie înțeleasă de ambele părți. Ambele părți trebuie să gândim că așa cum este normal într-un oraș multicultural, să ne comportăm ca atare. Ministerul Culturii a solicitat în mod repetat primăriei să înlăture de urgență plăcuța. Statul Ungar intervine în scandalul plăcuței de la Cluj. Consulul Ungariei cere îndepărtarea inscripției cu citatul lui Nicolae Iorga de pe statuia regelui Matei Corvin. Oficialul statului vecin spune că amplasarea plăcuței în fața grupului statuar este ilegală și nu respectă protocolul încheiat între Ministerele Culturii din Ungaria și România. Sila Ghimadia susține că se raliază poziției ministrului culturii Kelemen Hunor, întrucât plăcuța amplasată în fața statuii lui Matei Corvin contravine înțelegerilor protocolare dintre România și Ungaria. De aici și reacția consulatului. Noi avem datoria ca noi asigurăm legalitatea unui proiect intraguvernamental în care și noi am fost partea participantă cu o jumătate de cheltuieli, 400.000 de euro. Silaghi s-a referit și la episodul îndepărtării panourilor cu inscripțiile de salut în limba maghiară de la intrările în Cluj-Napoca. Oficialul maghiar apreciază că lipsa multiculturalismului poate afecta șansele urbei de a deveni capitală culturală europeană în 2020. Noi socotim aceste inscripții foarte importante și ar fi semne unei multiculturalism adevărat în Cluj-Napoca, Coloșvar. Vorbim despre acest subiect cu invitatul meu, Ciprian Aron, jurnalist Realitatea TV Cluj. Bună seara, bine ai venit. Mulțumim pentru prezență. Bună seara. Cum comentezi ce s-a întâmplat astăzi la Consiliul Județean, să plece toți cei de la UDMR?
S-a mai întâmplat așa ceva? A fost un protest inedit al consilierilor județene ai UDMR, care au încercat să sublinieze că amplasarea plăcuței cu citatului Nicolae Iorga de pe grupul statuar Matei Corvin contravine protocolul încheiat între cele două state și, evident, cred că mai mult interpretez eu, contravine bunelor relații sau înțelegerii dintre PDL și UDMR la nivel local. Probabil că nu au fost anunțați de gestul municipalității de a amplasa acea plăcuță, i-a deranjat foarte tare și au reacționat în consecință. Dar e o atitudine corectă a celor de la UDMR să plece? Este un gest politic, așa cum sublinea și președintele Consiliului Județean Alin Tișe, care spunea, nu-i putem ține cu forța în sală. Este o demonstrație de forță pe care încearcă să o impună noua conducere a UDMR Cluj, pentru că astăzi am vorbit cu liderul de grup, Vaca Rijman, care spunea, domnule, este o decizie pe care noi am luat-o în cadrul Consiliului Direct al UDMR Cluj în această dimineață de a boicota ședința de plen, practic ceea ce se acredita în momentul în care deputatul Matei Andraș i-a succedat lui Laszlo Attila în fruntea UDMR Cluj că va fi, să spun, o politică și o abordare ceva mai radicală. Iată că se întâmplă tocmai prin astfel de gesturi în care încerc liderii UDMR Cluj încearcă să arunce, să spun așa, puțin scena publică și să creeze o presiune pe partenerul lor de coaliție, PDL. Laszlo Attila spune că și la ședința de Consiliu Local se va proceda la fel. În ritmul acesta, unde se va ajunge și cum va afecta lucrul acesta administrația județeană și locală? Sunt, repet, gesturi politice, gesturi de imagine prin care UDMR încearcă o presiune pentru PDL. Foarte mult la Consiliul Local nu cred că va avea efect, pentru că acolo consilierii PDL sunt majoritari. Din 27 de consilieri, 16 sunt ai PDL, deci practic au peste 50% din Consiliu. Acolo sunt foarte puține proiecte în care au nevoie de o majoritate calificată de două treimi. Problema este, în schimb, la Consiliul Județean, unde PDL face, să spun, alianță cu UDMR. Voturile celor 5 consilieri județeni ai UDMR sunt foarte importante pentru anumite proiecte, lucru care ar putea îngreuna situația din Consiliul Județean, aprobarea unor proiecte. Dar aș sublinia aici, de-a lungul timpului au existat serioase disensiuni între PDL și UDMR în Consiliul Județean. Au fost situații când președintele Consiliului Județean și vicepreședintele Fekete Emioche nu s-au prea înțeles. Din contră, au avut disensiuni, divergențe. De multe ori UDMR a lăsat în offside PDL și au pus în situația de a nu avea majoritate. Chiar PDL, cum a trebuit să gestioneze această situație? Faptul că UDMR pune presiune pe PDL? Păi, o primă opțiune sau o primă variantă le-a dat astăzi un consilier județean, Dan Canta, care spunea că nu mai e nevoie de majoritate cu UDMR în consiliile locale sau județene. El spunea că se poate guverna și se pot lua decizii în interesul comunitar fără prezența UDMR. Adică poate participa și PSD și PNL la acele proiecte comune pe care să le aducă PDL. În consecință, se poate negocia, poate și PDL, iată, să pună într-o situație delicată UDMR și să încerce un dialog cu opoziția. Ar fi asta un lucru inedit. De altfel, trebuie să recunosc, în Consiliul Județean există o cutumă prin care președintele se întâlnește cu liderii de grup ai partidelor care compun și formează astăzi Consiliul Județean și, în general, proiectele mari s-au luat cu unanimitate. Vreau să vorbim puțin și despre intervenția consulului Ungariei în acest scandal. E oportună această intervenție care, bineînțeles, a cerut îndepărtarea plăcuței? Nu știu cât e de oportună această intervenție a consulului maghiar, care spunea că face uzanță de atributele sale diplomatice, iată, de a sensibiliza că există un protocol, un parteneriat între cele două părți, între România și Ungaria, și acest protocol nu este respectat, pentru că proiectul avizat nu prevedea și amplasarea acestei plăcuțe. Doar că eu cred consulul Republicii Ungare, Szila Ghimatias, s-a dus cam departe și a făcut niște precizări destul de severe.
în care spunea că există o ilegalitate în îndepărtarea acestei plăcuțe, se pune în pericol protocolul dintre cele două state. Cred că nu era datoria domniei sale să vorbească de oportunitate și legalitate în acest caz. A vorbit și de faptul că sunt tensiuni, că o astfel de plăcuță poate crea tensiuni și creează cel puțin în rândul opiniei publice maghiare, în rândul comunității maghiare, lucru care pentru domnia s-a reieșit din materialele ziarelor de limbă maghiară. Am vorbit și despre panourile amplasate la intrarea în oraș. Ei, aici e o situație foarte interesantă, că în măsura în care vorbea despre legalitate în cazul plăcuței cu inscripția lui Nicolae Iorga din fața statuii, întrebat fiind, dar și acolo se solicită aceeași probă de legalitate în cazul panourilor de la intrările în oraș, consul nu a mai putut să răspundă, a încercat să evite un răspuns tranșant, spunând doar că acele plăcuțe ar ajuta evident statutul de capitală culturală europeană. Dar e de competența lui, nu a depășit, nu și-a depășit. Păi asta spun și eu, n-a fost tocmai inspirat să vină cu niște mesaje atât de ferme. Putea să aibă un mesaj mult mai diplomatic și nu unul atât de aplicat să vorbească de legalitate. Este totuși oficial al statului ungar și nici de cum o instanță abilitată să se pronunțe asupra acestui caz. Știi cumva dacă au fost ceva reacții după acest mesaj dat de consulul Ungariei? Știu doar că în momentul de față PSD Cluj-Napoca pregătește un, să spun, o reacție destul de virulentă la intervenția consulului maghiar. Spunea președintele PSD Cluj-Napoca, Mircea George, că va avea o acțiune și o reacție în consecință. De altfel, ele cunoscut... Când? Nu reacționăm cam târziu? Păi, în general, clasa politică românească reacționează târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Probabil că se va întâmpla în cursul zilei de astăzi. Să vedem o reacție din partea PSD. PNL nu a anunțat nimic, doar vicepreședintele Consiliului Județean, Ioan Petran, considera că e un gest destul de radical al colegilor de Consiliu să părăsească ședința de plen. Bun, reacții din opoziție, de la PSD și PNL, ci de la PDL? Deocamdată primarul Sorin Apostol, așa cum am văzut și în imaginile prezentate în jurnal, spune că plăcuța va rămâne pe soclu. Este o discuție, domnia sa spune că există un aviz în proiectul inițial pentru această plăcuță. De cealaltă parte, iată, și consulul și consilierii locali și județenii ai UDMR contrazic acest lucru și inclusiv ministrul culturii Kelemen Hunor, care cere îndepărtarea acestei plăcuțe. Ciprian Arun, îți mulțumim foarte mult pentru aceste precizări. Doamnelor și domnilor, continuăm știrile. Peste 300 de proprietari de terenuri din colonia Borhanci s-au trezit peste noapte că sunt stăpâni peste zone verzi. În noul plan urbanistic general, parcelele respective de teren au fost incluse în zona verde a orașului. Oamenii au cerut primăriei să li se permită să-și folosească terenurile pentru construcții. Este care s-a trezit că nu-și mai poate construi o casă pe terenul din zona este Alexandru Balea. Acesta susține că are titlul de proprietate pe o parcelă de aproape 6.000 de metri pătrați. Însă în certificatul de urbanism primit de la primărie se specifică că nu poate construi nimic pe acel teren. Am cerut eu o certificat de informare și acolo arăta o literă, care eu nici nu știam că ce e litera aia. Și apoi, întrebând pe altul, zic că litera A, asta e acolo, e zona verde, nu se poate construi. Reprezentanții primăriei susțin că cei care se ocupă de noul PUG au inclus parcelele în zona verde, deși până acum doar o parte dintre acestea erau incluse în această categorie. Toate aceste solicitări au fost analizate punctual de către proiectanți și s-au procesat răspunsuri pentru fiecare dintre solicitanți, în acest moment fiind undeva la 90% din numărul total de sesizări cu răspunsuri pregătite și 10% sunt încă în procesare. În general, răspunsurile sunt pozitive. Suprafața de teren cu probleme aflată în atenția primăriei ajunge la circa 20.000 de metri pătrați. Am revenit la știri și pentru că mai avem puțin până începe weekendul, ei bine vă spun că s-a dat startul la distracție în Cluj-Napoca. Zilele orașului, un adevărat maraton al bunei dispoziții a început în această dimineață. Timp de o săptămână, clujenii se vor bucura de spectacole, concerte, concursuri, dar și expoziții și lansări de cărți. Începând de astăzi și până pe 3 iunie, Clujul îmbracă haine de sărbătoare. Primăria le oferă clujenilor o săptămână de evenimente speciale. Un alt fel de Cluj, cum poate mulți și l-au dorit mai de mult, se întâmplă astăzi și sperăm că va ieși bine. Cred că acest eveniment este unul așteptat, unul care reînvie un pic orașul, mai ales zona centrală, și pe care îl merităm cu toții. Distracția a început cu o paradă a sportivilor și un mini-carnaval. Sute de copii de la cluburile sportive au mărșăluit prin centrul orașului spre bucuria trecătorilor.
și nepoțelului meu, i-a plăcut foarte mult. Mă bucur că întâmplător am ajuns aici și am văzut începutul. Mai târziu venim. Și-a plăcut parada? Da, îmi place foarte. Ce ți-a plăcut cel mai mult la parada asta? Sportivii aia. Cele Clujului sunt abia la început. Va urma o săptămână întreagă de distracție. Veți veni aici, în Piața Unirii, la spectacole? Dacă am timp, poate că. În aceste zile, clujenii se vor delecta și cu festivaluri culinare. Bucătari din Ungaria, Franța, Italia, Olanda sau chiar India vor găti pentru ei, iar mâncărurile pot fi degustate la restaurantul primăriei de pe strada Memorandumului numărul 10. Cavaler și domnițe, muzică medievală, demonstrații de dans, tir cu arc englezesc, jocuri medievale, dar și demonstrații de gastronomie medievală pentru clujenii gurmanți. Este vorba de sărbările medievale, parte a evenimentelor organizate cu prilejul zilelor Clujului. Sărbările trebuie să înceapă dintr-un moment în altul. Colega mea, Claudia Romitan, se află la Bastionul Croitorilor și vine acum cu detalii. Claudia, bună seara! Bună seara! Clujenii au ocazia să facă o călătorie în timp alături de cavaleri și domnițe din Evul Mediu. Aici, la Bastionul Croitorilor, va începe în câteva momente momentul special dedicat sărbărilor medievale. Timp de 3 zile, în cadrul zilelor Clujului, se vor desfășura aceste sărbări, care includ, pe lângă concerte de muzică medievală, demonstrații de dans. Clujenii pasionați vor putea învăța cum se dansa în Evul Mediu și se vor putea alătura cavalerilor și domnițelor din alte vremuri. De asemenea, în această seară, pasionații de tir vor avea parte și de o demonstrație de tir cu arc englezesc, dar și de jocuri medievale în preajma zidului cetății. Mâine este programat un spectacol de teatru de păpuși de epocă, iar duminică punctul de atracție al manifestărilor medievale va fi concertul de lăută susținut de Nicolae Seichei, menestrel la Castelul Corvinilor din Hunedoara. Tot începând de mâine și până marți, 31 mai, în fiecare zi de la ora 13, în zona din preajma Bastionului Croitorilor va avea loc și o școală de gastronomie medievală. Ca atare putem spune că surprizele medievale se țin lanț pentru tot clujenii aici la Bastionul Croitorilor. Claudia Romitan, mulțumesc pentru aceste informații și acum o veste mai puțin bună pentru șoferi. Zilele Clujului dau peste cap circulația din zona centrală. Diversele manifestări obligă municipalitatea să reorganizeze drastic modul în care vom circula în centrul orașului. Vom avea parte de restricții de circulație și inversări de sensuri. Astăzi a fost închisă Piața Unirii până duminică seara, latura dintre Bulevardul Eroilor și Hotel Melody, latura BNR și latura cu Monumentul Eroilor din 22 decembrie 1989 și între diverse tronsoane orare, străzile Baba Novac, între Avram Iancu și Mihail Cogălnicianu, Episcop Ioan Bob Eroilor, Ioan Rațiu Cogălnicianu, Napoca Samuel Micu sau Universității. În acest weekend, după ora 17, va avea de suferit traficul pe străzile Universității Eroilor Napoca, Avram Iancu, Samuel Micu, Ioan Rațiu și Cogălnicianu. Luni, marți și miercuri, circulația va fi restricționată în Piața Unirii, latura dinspre Banca Națională și străzile Universității Eroilor Napoca, Samuel Micu și Ion Rațiu. Joi, traficul va fi blocat după ora 19 pe străzile Petru Maior, Republicii, între Lucian Blaga și Avram Iancu, Victor Babeș, Ion Creangă și Piața Lucian Blaga. În noaptea de miercuri spre joi se vor amplasa separator pe traseul strada Memorandumului, Piața Unirii, latura cu Consulatul Maghiar și pe traseul Bulevardul 21 decembrie 1918, prefectură pentru circulația pe direcția Mănășturmărăști. Dacă vă doriți o incursiune în Clujul de altă dată, nu trebuie să ratați expoziția de fotografie deschisă la etajul 1 de la Bastionul Croitorilor. Costumele de baie de la începutul secolului trecut, modelul de frumusețe al femeii de la mijlocul anilor 1930 sau poze cu locuri de ochiate ale orașului, toate pot fi admirate cu ocazia zilelor orașului. Expoziția surprinde numeroase picanterii, printre care primele costume de baie pentru femei care dezgoleau pentru întâiași dată umerii și, sau brațele și picioarele, erau considerate destul de ochiate pentru acea perioadă. Adică, față de azi, costumele par greoaie, sunt niște rochițe pe care le vedem în fiecare zi pe străzi, în ziua de azi. Atunci se vedeau doar pe manechine, pentru că femeile de societate sau care se considerau serioase nu purtau așa ceva, încă mai făceau baie în pantalonaj. Printre piesele care au făcut deliciul vizitatorilor s-au numărat imaginile cu unul din bordelurile de pe cetățuie, afișele cu care cinematografele din perioada interbelică încercau să-i atragă pe clujeni sau o reclamă despre care ar trebui să fie dimensiunile perfecte ale clujencelor.
Dimensiunile clujence ideale erau descrise în ziar. Nu trebuia să depășească 1,65 înălțime, dar nici 54 de kilograme. Astăzi, femeia respectivă ar fi considerată grasă. Însă, atunci, formele erau extrem de bine primite. Cu cât mai voluptoase, cu atât mai bine. Cu cât mai voluptoase, mai planturoase, desigur, femeia era altfel decât băț, considerată frumoasă. Ce ți se pare cel mai interesant? Faptul că doar fotomodelele aveau costume de baie și în rest, adică în general, oamenii, femeile nu aveau voie să poarte rochii decoltate sau așa, costume de baie, cum sunt în zilele de astăzi. Îmi plac pozele alea vechi. E foarte interesant să vezi cum arăta Clujul acum mulți ani. S-a schimbat mult de atunci, de când sunt fotografiile. Da, e normal. A evoluat mult tehnica din perioada interbelică. Cu ocazia zilelor Clujului a fost lansat și un volum de excepție, cu peste 300 de imagini inedite ale orașului, din secolul XIV până în zilele noastre. 22% dintre români recunosc deschis că nu citesc deloc. Asta arată un studiu al Institutului Român pentru Evaluare și Strategie. Studiul analizează obiceiurile de lectură ale românilor. Românii preferă să cumpere cărțile care apar împreună cu ziarele. Peste 80% dintre conaționali afirmă că au acasă o bibliotecă și aproape jumătate dintre subiecti spun că lecturează poezie. Sunt tot mai puțini cei care citesc. Proliferează forme alternative, să spunem. Deja o mare parte din oameni ar vrea să vadă un film atunci când trebuie să compare cu o carte, un film după cartea respectivă. Dacă am comparat cu Franța, citim de 10 ori mai puțin decât francezii. Francezii fiind campioni mondial, să spunem, ai lecturii. Este o patria cărții, este o cultură a cărții și o civilizație a cărții în Franța. Clujenii recunosc deschis că nu au nici bani, nici timp pentru cărți. Citesc câteodată. Când mai am timp. Acum nu pot pentru că sunt cu facultatea, dar citesc câteodată. Cam câte cărți ați reușit să citiți în ultimul an? În ultimul an numai două. De ce credeți că lumea citește așa de puțin? Internetul devine logic. Sincer, nu prea și sunt la litere. Nu prea, adică de principiu că lectura e importantă, dar... Reușesc să citesc, nu atât de mult ca înainte, dar mai citesc. Studiul IRES a fost realizat în 1 aprilie acestui an pe un eșantion de peste 1200 de persoane cu vârstă de peste 18 ani. Doamnelor și domnilor, la final de datele meteo, o vreme perfectă pentru plajă în acest weekend, la noapte cer senin și 14 grade în termometre. Mâine soarele va străluci toată ziua pe cer, iar temperatura urcă până la 28 de grade Celsius. Duminică foarte cald din nou, însă sunt posibile furtuni și furtuni de scurtă durată și descărcări electrice. Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici. Următorul jurnal la Realitatea TV Cluj începe la ora 20:15. Iar de la ora 20:30, vicepreședintele companiei Ursus, Grant McKenzie, este invitatul ediției speciale moderată de colegul meu, Mihai Hurezeanu. Nu uitați, ne puteți urmări live și pe internet la adresa realitatea-cluj.net. De asemenea, dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun, dacă ați filmat sau fotografiat ceva interesant, trimiteți-ne imaginile pe adresa martoroculara@realitatea-cluj.ro. Eu sunt Claudia Chiraș și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă tuturor. Să fie curând!